Sucevenii au fost prinși pe picior greșit când au fost puși să-l identifice pe prefectul județului Suceava. Cei mai mulți suceveni habar nu au care este numele prefectului județului Suceava. Ar fi fost mai interesant ca prenumele domnului Harasim să nu fie Constantin, ci Ion. Așa aș fi putut spune acum, a vorbit Ion, că e și el om. Și așa l-ar fi cunoscut și sucevenii, și nu orice fel de om, ci unul căruia partidul i-a dat fel de fel de funcții. Interesant sau nu, comic sau tragic, sucevenii nici că au auzit de Constantin Harasim. Știu că există un prefect al județului, dar nu știu numele. Sucevenii au fost năuciți de întrebare și fie au stat mult pe gânduri să răspundă tot greșit, fie au încercat variante ajutătoare. Pare de necrezut, dar este cât se poate de adevărat. Cine o fi, ce o fi făcut el, cert este că numele lui rămâne o enigmă în mintea sucevenilor. Cine este prefectul județului Suceava? Nu. Nu? Nu știu. Cătălin? Uita cum îl cheamă, cum îl cheamă? Acum nume nou de când e schimbat, nu știu. Nu știu. Domnul Nechifor? Lăsați-vă! Cine oare să fie de vină că sucevenii nu cunosc personalitățile politice ale locului? Deși a apărut de multe ori prin presă, sucevenii tot nu știu cine e. Cine știe, poate o să-l cunoască de acum încolo. Sau poate nu.